Un om care urăște elfii trebuie să se unească cu ei pentru a salva țara, dar nu știe că îl așteaptă o poveste de dragoste neașteptată. Totul a început într-un loc magic numit Altera. Este o țară împărțită între oameni, elfi, dragoni și creaturi goblinoide. Cu decenii în urmă, elfii și oamenii au alungat creaturile și dragonii în Munții Negre, dar răul hrănit de întuneric a câștigat puterea. Liderul lor, mortal, dragonul negru, deține o piatră rară în care furia se adună. Aceasta așteaptă tăcută trezirea dragonului. Între timp, conflictele au apărut între elfi și oameni, deoarece luptă pentru teritorii. Nu sunt deloc conștienți că dușmanul se apropie de ei, doar prințesa elf Nerwyn și tovarășa ei, Leia, simt pericolul și cred că elfii trebuie să unească cu oamenii pentru a opta împotriva răului. Ei se îndreaptă secret spre teritoriul oamenilor, dar sunt întrerupți de prințesa elf Elena, care crede că a venit timpul ca elfii să preia control asupra Alterei. În timp ce se luptă, creaturile au ajuns deja în apropiere. O tânără pe nume Lambert îi observă. El decide să informeze orașul său, dar înainte să o facă, creaturile observă și încep să-l urmărească. Lambert continuă să fugă până ajunge într-un punct mort. Creaturile sunt gata să-l mănânce, dar câinii lui Lambert ajung acolo să-l salveze. După ce scapă, Lambert se îndreaptă spre teritoriul oamenilor și îi informează că creaturile vin. Nefericirele este prins de creaturi și de data aceasta sunt mai numeroase decât înainte. Brusc, un cârlig se coboară din cer și Lambert se prinde imediat de el. Acesta îl duce la bordul unei nave zburătoare. Acolo este un om misterios care îi spune lui Lambert să-și arate abilitățile de luptă. Dacă reușește să lovească, Lambert va fi recompensat cu o sabie adevărată. Ei încep să lupte cu săbii de lemn, dar Lambert pare să-și piardă în fața omului talentat. Lambert se preface mort și în cel din urmă lovește pe om. Omul misterios se numește a fi un mercian faimos numit Varnak. El călătorește cu renumitul vânător de dragon numit Geraint și sora lui Argenta. Lambert a câștigat aparent înțelegerea, astfel că Geraint trebuie să-i cumpere o sabie nouă și se întorc în teritoriul oamenilor. Nerwyn și Leia au ajuns și ele în teritoriu pentru a întâlni pe regele oamenilor și a-l informa despre creaturile iminente. Refuză să creadă elfii și oricum nu se teme de creaturi. L-au învins înainte, așa că pot face asta și acum. Între timp, Varnak îl duce pe tânăr la piață și Lambert solicită cea mai bună sabie, dar Geraint nu are un buget mare. Lambert se ciocnește accidental de Leia pe stradă și dezvăluie identitatea. Ea fuge, dar Lambert continuă să o urmărească. O prinde în cele din urmă la graniță, dar sunt atacați de creaturi. Împreună reușesc să doboare majoritatea, dar creaturile folosesc bombe pentru a exploda zidul. Apoi atacă zidurile și invită mai multe creaturi înăuntru. Lambert folosește cuțitul pentru a ataca creaturile, dar cuțitul se rupe în bucăți. Din fericire, Geraint și gărzile ajung acolo și prind creaturile. Un vechi prieten lui Geraint și un mare războinic, Velskut, ajunge și el acolo. Toți se adună pentru a se întâlni cu regele și a-și planifica strategia următoare. Regele, în cele din urmă, acceptă să formeze o alianță, dar el va fi cel care o va conduce. Elfii acceptă înțelegerea și cheamă trupele lor. Varnak îl invită și pe Lambert să se alăture luptei, dar el trebuie să-și lase în urmă animale iubite. Varnak nu avea destui bani pentru sabie, așa că încearcă să obțină sabia. El îi dă animale meșterului fierar în schimb. Nava de luptă ar fi fost prea periculoasă pentru ele oricum. Lambert își la revedere și încearcă să-și controleze cât mai bine emoțiile, dar în cele din urmă începe să plângă. Leia îl vede și îl numește un bebeluș emotiv. Lambert începe să riposeze, dar atenția lui Leia se îndreaptă spre palat. Ea observă o umbră misterioasă și își aruncă săgeata spre ea. Apoi merge acolo să investigheze, iar Lambert o urmează. Cu toate acestea nu găsesc pe nimeni. Lambert observă regele luând cina cu elfii și războinicii și o invită pe Leia să se strecoare înăuntru. De fapt au venit pentru mâncare, dar s-au interesat de conversație. Regele îi ceartă pe războinici pentru că au pretins că dragonul negru a fost închis pentru următoarele sute de ani. Dacă creaturile atacă, asta înseamnă că dragonul s-ar putea trezi curând. Pericolul este mare, deoarece nu poți zbura doar pentru a ucide dragonul negru. Locul său de odihnă este puternic apărat și este protejat și de un lanț de munți. Forțele creaturilor sunt și ele numeroase. Există doar o modalitate de a învinge dragonul. Puterea sa impresionantă provine de la o piatră din pieptul său. Dacă piatra este depărtată, atunci dragonul va deveni vulnerabil. Legenda spune că piatra are puteri mari, poate ucide și poate readuce la viață morții. Auzind acest lucru, regele afirmă că după înfrângerea dragonului negru, oamenii ar trebui să păstreze piatra și puterile sale. Acest lucru îi înfurie pe mrezesele elf și încep să se certe. Lambert nu mai poate suporta și propune propria sa idee. Ei pot decide soarta pietrei mai târziu. Acum ar trebui să planifice să înfrunte dragonul. Lambert crede că ar trebui să lucreze în două grupuri. Hook va ataca creaturile și le va distrage atenția, în timp ce o altă echipă de războinici va lua nava lui Varnak pentru a obține piatra dragonului negru în timp ce dragonul doarme. Lambert este dat afară din cameră, dar războinicii apreciază planul său chiar dacă prioritatea lor este să distrugă piatra, deoarece ei poate corupe chiar și pe cei mai nevinovați. Planul este decis, dar războinicii nu știu dacă vinovații dintre ei sunt ei. Velsul s-a înțeles cu elful întunecat și ei plănuiesc să fure piatra pentru a domni peste Altera. Mai mult, regele planifică același lucru, dar Velskud îl omoară fără milă, astfel încât să poată deveni noul rege al Alterei. Neștiind această tragedie, Lambert formează o echipă cu războinicii dragonului și prințesa elf se îndreaptă spre cuibul dragonului. Pe drum, nava lor este atacată și grav avariată. Varnak nu poate recâștiga control și nava
prăbușește la pământ. Cu toate acestea, acum nu se pot întoarce. Leia deschide harta și începe să-și ghideze echipa spre cuibul dragonului. Merg ore întregi, dar abia acoperă jumătate din distanță. Cel mai mult suferă Lambert, care trebuie să care bagajele tuturor. După un timp ajung într-un loc părăsit numit Ruinele Uitate de Timp. Aici s-a purtat o bătălie între elfi și oameni, în care mulți elfi au fost uciși. Fantomele elfilor locuiesc încă în acest loc și nimeni nu ar trebui să intre aici. Lambert se sperie auzind despre fantome și alunecă piciorul. El cade direct în ruine, iar ceilalți coboară și să-l salveze. Călătoria lor este întârziată, iar elful negru îi amintește constant lui Velstad că trebuie să se grăbească. Fantome se adună în jurul lui Leia și strigă către ea. Ele tânjesc după libertate, dar este nevoie de o magie foarte puternică. Leia ignoră fantomele pentru a se concentra asupra misiunii sale. Privind hărțile, realizează că ruinele au o scurtătură către cuibul dragonului. În mod neașteptat, ceva îi înconjoară și îi cheamă. Sunt liliecii munților întunecați. El este ca un cercetaș al fiarelor și le furtizează informații. Liliecii sunt șocați să vadă elfii și oameni în acest loc. Pentru a-i ține gura închisă, cer o recompensă. Velskud are suficient și decide să-l omoare, dar liliecii sunt foarte buni la zbor. Toată lumea îl atacă, dar niciunul nu reușește să-l dobare. Lambert și Leia decide să lucreze în echipă. Leia distrage liliecii cu săgeata sa magică și le îndreaptă spre Lambert, care prinde liliacul. După ce omoară războinicii și continuă călătoria, Lambert este încântat să dovedească că un om și un elf pot lucra împreună. Îl roagă pe Leia să-l învețe cum să folosească arcul și săgeata. El eșuează lamentabil și renunță curând, dar Leia îi sfătuiește să se antreneze cu răbdare și devotament. Cea mai importantă este nu puterea sau forța, ci inima și dorința. Lambert este impresionat și o roagă pe Leia să aibă încredere în el, dar ea se îndoiește. Oamenii întotdeauna au dezamăgit elfii, iar oamenii au luat decizii egoiste care au rănit. Cu toate acestea, inima lui Leia spune că se poate încrede în Lambert. A răspuns Lambert promite să fie mereu lângă ea și să se dovedească ca o echipă, ca nicio altă echipă de elfi și oameni. Momentele lor dulci sunt întrerupte de necesitatea de a-și continua călătoria. În plus, există ceva misterios spre Geralt și Argenta. Frații ascund un secret întunecat care ar putea face pe toți să-i urască. După ce călătoresc prin munții înzăpeziți, ajung la un zid de gheață înalt. Hărțile indică direcția înainte, dar nu pare a exista niciun drum. Fără surpriză, Geralt simte ceva și arată către un loc specific pe zid. După ce lovește, deschide o poartă și echipa de războinici intră înăuntru. După doar câțiva pași, un gardian al cuibului dragonului îi atacă. Aduce și mai mulți gardieni și atacă din toate părțile. Singura modalitate de supraviețuire este fuga, dar Geralt și Argenta sunt prinși în spate. Velskud este foarte îngrijorat pentru ei, dar frații trăiesc într-un fenomen misterios. După un timp, frații ies, dar Geralt pare să nu se simtă bine. S-a pierdut mult timp în acest haos, iar armata lui Kak a ajuns acolo. Dragonul se va trezi în orice moment și războinicii au pierdut șansa de a distruge nestemata. Hoardele de fiare ies și se îndreaptă spre armata lui Kak. Războinicii nu au decât să aștepte să moară și nu trebuie să aștepte mult, deoarece un grup de fiare i-a ajuns deja. Vernac se apără și le spune tuturor să se retragă. Blochează drumul cu pietre gigantice, dar Lambert lipsește. El se prins cu fiarele, Lambert cu greu își poate ridica sabia grea și nu poate lupta corespunzător împotriva fiarelor. Aproape că renunță, dar apoi o săgeată zboară în apropierea lui de nicăieri. Este Leia care s-a întors să salveze pe Lambert. Împreună încearcă să lupte împotriva fiarelor, dar acestea sunt prea multe. Leia rămâne fără săgeți, dar continuă să lupte cu curaj. Cu ultima săgeată poate să se salveze pe ea sau pe Lambert. Leia se sacrifică pentru a salva pe Lambert și cade la pământ. Lambert arde de furie și taie fiara în două. Ridică trupul fără viața lui Leia și o roagă să se trezească. Fiarele se pregătesc să atace restul războinicilor, dar se întâmplă ceva total neașteptat. Geralt ia forma de dragon și luptă împotriva fiarelor. Argenta este îngrijorată că fratele ei poate fi înțeles greșit și stă în cale să-l apere. Velskud spune că toți dragonii sunt răi, dar Geralt asigură că poate controla partea sa de dragon. Nu există nicio specie care să fie total bună sau rea. Vernac este de acord și lasă pe Geralt să-i ajute împotriva fiarelor, dar o altă calamitate a apărut. Dragonul negru s-a trezit. Geralt se grăbește să-l înfrunte în timp ce Argenta nu poate invoca partea ei de dragon. Lambert observă de asemenea dragonul și-și amintește că nestemata dragonului are puterea de a o reduce pe Leia. Își ia sabia și sare pe spatele dragonului negru mortal. Ceilalți războinici își dau seama că ar trebui să ajute și încep să atace din toate părțile și să cauzeze cât mai multe răni dragonului. Odată ce devine puțin slăbit, Velskud sare spre pieptul său și începe să lovească nestemata. Nu a putut rezista mult și a coborât în cele din urmă. Geralt păcălește dragonul să treacă printr-un drum îngust și îl prinde sub pietrele căzăutoare. Din păcate, dragonul îl ține jos doar câteva secunde. Lambert continuă să atace în spate în timp ce Geralt dă tot ce are mai bun. Dragonul devine furios și îl prinde pe Geralt. Este pe cale să-l mănânce, dar Argenta intră în sfârșit în forma de dragon și salvează fratele. Războinicii rămași își combină puterile și țintesc dragonul. Odată ce dragonul își pierde puterea, Geralt începe să lovească piatra, dar dragonul recâștigă controlul și îl
îl prinde pe Geralt în timp ce Lambert începe să cadă. El își amintește bruzii săgeata lui Leia. Lambert o folosește pentru a rupe aripile dragonului, făcându-l să-și piardă controlul. Geralt scapă și scoate piatra și îl roagă pe Lambert să o distrugă. Lambert vrea să folosească piatra neagră pentru a reduce pe Leia, dar Geralt spune că este prea periculos, deoarece piatra poate corupe pe oricine o atinge. Pentru a o salva pe Leia, Geralt renunță la propria sa piatră. Odată ce Lambert pleacă, Geralt îi cere lui Velescăt să distrugă piatra neagră, dar acesta o ia în schimb pentru a câștiga putere. Geralt spune că un om normal nu poate gestiona piatra neagră și aceasta îi prea trupul, dar Velescăt nu ascultă. Lambert o lasă pe Leia pentru a se întoarce și salveze echipa de la Velescăt. În mod gradual, nestemata începe să prea trupului Velescăt. Acesta propune să o vinece pe Leia dacă Lambert se alătură părții lui, dar Lambert nu poate face asta. O iubește mult pe Leia, dar nu poate lăsa Altera să fie condusă de rău. Lambert continuă să lupte, dar în cele din urmă pierde. Trebuie să cadă de pe stâncă, dar o săgeată apare din nicăieri pentru a ataca pe Velescăt. El cade în adâncul nopții, în timp ce Lambert este în siguranță. Săgeata a fost aruncată de Leia. Ea a supraviețuit miraculos nestematei. Dragonul este ucis, astfel încât și fiarele se retrag. Altera s-a salvat, dar locuitorii se au învățat cu oamenii și elfii și chiar dragonii pot trăi în pace împreună dacă inimile lor sunt pure. Războiul se întorc acasă, dar nu știu că piatra neagră este încă intactă și a ajuns în mâinile cele mai rele elfe. Ea așteaptă momentul potrivit să... Iubirea se întâmplă pur și simplu, nu-i pasă de culoare sau credință, poate înflori chiar și între un om și un elf. Cu doar câțiva ani în urmă, oamenii și elfi au luptat într-un război mare împotriva dragonului și au câștigat. Cu toate acestea, nu a fost suficient pentru a elimina distanța dintre elfi și oameni. Este trist, mai ales pentru Xiao Yu, deoarece s-a îndrăgostit de o prințesă elf, Lia. Au trebuit să se întoarcă în lumi separate cu promisiunea de a se întâlni din nou într-o zi. Își scriau scrisori de dragoste regulate, iar Lia îl asigura pe Xiao Yu că va vorbi curând cu fratele ei, Kyle, despre relația lor. El este regele elfilor și cu aprobarea lui totul va fi bine. Din păcate, Kyle urăște oamenii și o avertizează pe Lia să nu se mai întâlnească cu Xiao Yu niciodată. Cu acestea, logodnica lui Kyle și viitoarea regină este o femeie cu inimă bună. Ea apreciază ajutorul oferit de aliații oamenilor în războiul cu dragonul și invită pe Xiao Yu și echipa lui la nunta regală. Xiao Yu este foarte entuziasmat să primească invitația. Nu-i pas de căsătoria regelui. De fapt, este fericit să se întâlnească în sfârșit cu Lia din nou. Au trecut mulți ani și acum este un bărbat matur. A învățat să forjeze metale și a făcut un inel frumos pentru Lia. Fericirea pare să bată la ușa lui, dar un oaspete de invitație pregătește și el pentru ocazie. Rose, elful negru, împuternicește nestemata neagră cu sângele ei și sufletele elfilor. Ritualul este atât de puternic încât o furtună înfricoșătoare cuprinde întreaga lume. Odată ce norii negri se risipesc, Xiao Yu își anunță maestrul forjor că vor participa la nuntă. Maestrul forjor îl sfătuiește pe tânăr să renunțe la povestea lui de dragoste imposibilă, dar Xiao Yu nu se dă bătut atât de ușor. El călătorește cu o navă zburătoare și se îndreaptă spre regatul elfilor. Pe drum, maestrul forjor prezintă cea mai mare invenție a sa lui Xiao Yu. Este o placă zburătoare, nu este ușor să zbori cu ea și Xiao Yu este aproape să cadă, dar apoi observă păsările care zboară în jurul lui, copiază trucurile lor și devine maestru în zborul, dar pleacă. Intră chiar și în regatul elfilor pe placă și atrage atenția lui Lia. Ea devine foarte entuziasmată și sare să-l îmbrățișeze pe Xiao Yu. Cei doi cad, dar merită cu siguranță. Se întâlnesc mulți ani. Lia arată la fel pentru că un elf trăiește mii de ani, dar Xiao Yu s-a maturizat deja. Își duce iubita într-un turn prin regat. Se opresc și să salute regina. Kyle îi vede și se enervează pe logodnica lui pentru că nu l-a anunțat mai devreme. Regina spune că relația lui este temporară, deoarece Xiao va îmbătrâni curând, așa că o lasă să se bucure un pic. Kyle este de părere că viața oamenilor este scurtă, dar impactul iubirii lor durează mult timp. Nu vrea ca Lia să sufere din cauza unei despărțiri și cere reginei să încheie această chestiune. Ea nu are altă opțiune decât să fie de acord cu Kyle și să o ducă pe Lia într-un loc special. Este peștera sacră în care se află piatra vieții. Bunăstarea tuturor elfilor depinde de ea. Este un ritual ca regina să poarte aceasta la nunta ei. Totuși, o amenințare necunoscută se află în apropiere de regat, așa că este periculos pentru regina sau rege să păstreze piatra. Persoana cea mai de încredere, după părerea lor, este Lia. Ea va fi responsabilă pentru îngrijirea pietrei, dar nu poate împărtăși acest secret cu nimeni și trebuie să stea departe de alții, în special de oameni. Lia declară că Xiao Yu este de încredere, dar regina nu este de acord. Ea întreabă dacă Lia este dispus să pună în pericol întregul regat pentru ceva care nu va dura mult timp. Lia este tristă, dar nu poate renunța la datoriile ei ca prințesă. Ceremonia de nuntă începe și regina intră în sală într-o rochie albă fermecătoare. Lia urmează și ea, ținând piatra vieții. Xiao Yu o observă pe scenă și se grăbește să o întâlnească. Urmărește ceremonia de nuntă împreună. Lia pregătise un cadou pentru Xiao Yu și în sfârșit a avut ocazia să îl dea. Este un arc pliabil special. Xiao îl iubește și scoate și el darul lui. Este inelul pe care l-a forjat cu mâna. În timp ce regele și regina s-o rostesc jurămintele, Xiao Yu își
mărturisește dorința de a-și petrece restul vieții alături de Lia. Îi ia mâna să-i pună inelul, dar Lia refuză să-l poarte. Nu poate fi egoistă și să-și uite responsabilitățile. Înainte ca Xiao Yu să înțeleagă întreaga situație, cineva pătrunde în sala de nuntă. Este Rose și elfii negri. Sperie toți invitații și înconjoară regele și regina. Rose îl atacă pe Kyle și se îndreaptă spre regină. Se supără că nu găsește piatra vieții și o întreabă pe regină unde este. Când nu răspunde, Rose o supune unui blestem dureros. Lia i-a spus lui Xiao Yu să stea departe, dar el a vrut să ajute. Alege o săgeată și o țintește pe Rose. Regina este salvată, dar Rose ripostează și-l atacă pe Xiao Yu. Rana nu este adâncă, dar infecția doare destul de rău. Rose o ia pe regină o statică și cere lui Kyle să se întâlnească cu ea pe câmpul de luptă, dacă își vrea înapoi soția. Kyle își pregătește nava pentru luptă și reamintește lui Lia de responsabilitățile pe care trebuie să le aibă în grijă. Xiao Yu vrea să li se alăture, dar Lia refuză. El urmărește nava oricum, deoarece și câinii săi de companie au fost luați de nava elfului negru. Trecând pe lângă nava lui Kyle, Xiao Yu o invită pe Lia să îi se alăture. Pot călători mai repede pe placa lui zburătoare. Pentru binele reginei, Lia se alătură lui Xiao Yu și se grăbesc după nava elfului negru. Surprinzător, Xiao Yu poate localiza pe Rose datorită rănii otrăvite pe care i-a provocat-o. Ea a mințit că se îndreaptă către câmpul de luptă pentru a-l distrage pe Kyle și s-a îndreptat în altă direcție. Xiao Yu și Lia se strecoară navă și găsesc regina închisă într-o cameră. Rose îi prinde și poruncește elfilor negri să-i atace. În timp ce Xiao Yu se luptă cu elfii, Rose o prinde pe Lia și o aruncă din navă. Xiao Yu sare după ea și o trage înapoi pe placa zburătoare. El îi promite că nu o va lăsa niciodată și o roagă să se mai gândească la relație. Lia schimbă subiectul și sugerează să se întoarcă la propria navă. Cei doi încearcă să explice totul lui Kyle, dar el nu ascultă și îl umilește pe Xiao Yu. Apoi o ceartă pe Lia pentru neglijența ei și îi amintește de marea ei răspundere. Lia se simte rușinată de deciziile ei și îl roagă pe Xiao Yu să nu o mai caute niciodată. Xiao îi spune că s-a schimbat și pleacă cu inima frântă. Pe drum aude vocea lui Rose care îi propune să îi îndeplinească dorințele dacă este de acord să o ajute. Xiao Yu leșină și se trezește în propria aeronavă. Maestrul îl sfătuiește să accepte faptul că oamenii și elfii nu pot fi împreună. Este mai bine să treacă peste. Xiao Yu nu este de acord și pleacă. Între timp regina încearcă să scape de pe navă, dar nu reușește. Ea o întreabă pe Rose de ce face toate acestea. Elful negru dezvăluie că este o răzbunare pentru ce a trăit în copilărie. Rose este de fapt sora reginei, dar părinții lor au considerat-o imatură și au ales-o pe cealaltă fiică ca moștenitoare oficială a tronului. Rose vrea să-și recupereze tronul cu ajutorul nestematei negre. Ea plănuiește să o combine cu sufletul dragonului pentru a-i crește puterea, în timp ce Kyle este atras pe o cale greșită. Rose ajunge la cimitirul dragonului. A fost ucis de elfi acum mulți ani, dar sufletul lui este încă prins în cimitir. În mod neașteptat, Xiao Yu ajunge și el acolo. Rose îl roagă să aducă harta antică pentru a găsi piatra vieții și în schimb îi va îndeplini toate dorințele. Dar Xiao Yu a venit doar să-i spună lui Rose că nu va cădea în capcanele ei. Vrea să trăiască cu Lia, dar nu va folosi metode rele pentru a obține. Apoi se grăbește să o ajute pe Lia. Ea se îndreaptă către câmpul de luptă cu Kyle și soldații elfi. Au căzut în capcană și sunt atacați de elfii tigri. Toți soldații sunt uciși și nava este incendiată, dar Xiao Yu și maestrul lui salvează elfii și invită în aeronava lor. Regele nu este încă recunoscător pentru ajutorul lor și se oferă să plătească pentru aeronavă. Lia se enervează și îl întreabă pe Kyle de ce se comportă așa. Xiao Yu este un tip de încredere și potrivit pentru Lia, Kyle suspină și dezvăluie că Xiao este infectat de nestemata neagră și nu există vindecare. Mintea lui va fi cucerită treptat de rău, la fel cum s-a întâmplat cu Rose. Lia sugerează să-l vindece cu piatra vieții, dar din păcate aceasta funcționează doar pentru elfi. Xiao Yu este doar un om naiv. Xiao Yu aude toate acestea și decide să salveze regina de unul singur. Fură harta antică și o duce la Rose. O roagă să lase regina mai întâi, dar corpul este sub controlul lui Rose. Ea ia ușor harta, apoi îl trimite pe Xiao Yu să aducă piatra vieții. Kyle îi spune lui ei să-l ucidă, dar ea nu poate face asta. Cum își poate omorî iubirea ei adevărată? Xiao este complet sub vraja răului și decide să-și sacrifice viața. O roagă pe Lia să-l omoare cât mai repede posibil pentru a ajuta să facă asta. Xiao Yu trage o săgeată spre ea, iar Lia ripostează. Săgeata pe care a tras-o Xiao Yu a fost intenționat ruptă și nu a rănit-o pe Lia. În timp ce Xiao Yu moare de durere, Lia încearcă să-l vindece cu piatra vieții, dar nu funcționează. Ea nu poate să lase pe Xiao Yu să moară și decide să ia o travă asupra ei. Își rănește mâna și folosește piatra pentru a extrage o travă. Xiao Yu se trezește, dar rana de la nestemata neagră nu este vindecată complet. El va muri mai devreme sau mai târziu. Xiao Yu vrea să-și trăiască ultimele ore alături de Lia și cere să-i se permită să se alăture căutării. Toți călătoresc către Valea Întunecată, dar Rose este și ea pregătită pentru război. Ea atacă cu lavă și elfi negri. Rose urcă nava zburătoare și cere Liei piatra prețioasă. Kyle o distrage în timp ce Lia fuge cu Xiao Yu. Kyle trage în navă, făcând-o să-și piardă control și să se prăbușească în munți. Din greșeală blochează calea care duce către regină. Lia folosește săgeata mesageră pentru a trimite piatra vieții reginei, în timp ce găsesc o altă cale. Rose o prinde pe Lia și o amenință să-i dea piatra. Ea atacă și pe ceilalți prieteni și îi
suspendă deasupra lavei fierbinți. Brusc, ramuri reverse încep să se răspândească în jurul peșterii. Acestea o prind pe Rose și îi duc pe Lia și pe ceilalți într-un loc sigur. Este regina care folosește piatra vieții. A salvat aparent pe toată lumea, dar Rose are încă ultima carte de jucat. Ea înghite nestemata neagră și se transformă într-un monstru. Toată lumea aleargă pentru viața lor, dar trebuie să găsească o modalitate de a opri pe Rose. Xiao Yu are un plan, dar vrea ca toată lumea să aibă încredere în el. El îi instruiește pe ceilalți să o distragă pe Rose aruncând piatra vieții în stânga și în dreapta. De fapt, vrea să conducă monstrul către lavă. Xiao Yu o împinge pe Lia de lângă el și o păcălește pe Rose cu piatra vieții. Din păcate, ea supraviețuiește și se agață de Xiao Yu. El moare în chinuri, dar nu eliberează piatra. Otrava nestematei negre se răspândește de asemenea în corpul lui, dar el își amintește de momentele petrecute cu Lia. Amintele frumoase îl mențin sănătos. Brusc, lava începe să înghețe și un copac plin de viață crește în mijlocul văii. Elfii negri mor, iar sufletele lor răutăcioase se odihnesc în sfârșit. Între timp, Xiao Yu renaște cu puterea pietrii vieții, ca el nu poate crede că piatra este integrată într-un om. Acest lucru îl face să renunțe la toate prejudecățile pe care le-a creat împotriva oamenilor. Lia a ales cu siguranță bărbatul potrivit pentru ea. Realitatea nu este doar ceea ce vedem. Uneori cel care pare naiv și inutil se poate dovedi a fi cel mai curajos dintre toți. Are nevoie doar de o șansă.